Eu mă opresc aici, vreau să spun doar un singur lucru în continuare. Îi mulțumesc domnului profesor Costa Munteanu și Radu Cristescu, sunt alți doi membri ai grupului care astăzi, din motive personale, nu au putut participa. Oameni care au contribuit substanțial la realizarea acestui material. În grupul nostru, sigur, că au fost lupte foarte mari, în primul rând, cu noi înșine, pentru că unii sunt de orientare mai de dreapta, alții sunt liberali, dar nu atât de dreapta pe gustul celorlalți. Și atunci a rezultat un material care constituie un compromis între noi și care este plasat însă mai la dreapta decât orientarea germană, pentru că anii de intervenționism ne-au apăsat foarte mult. Acesta este un sistem de referință, nu știu dacă este corect sau greșit, dar este un sistem de referință de la care judecăm ce poate să fie în viitor o politică liberală. Am acest sistem de referință care se va îmbunătăți cu ceea ce spuneți dumneavoastră, nu cu ceea ce spunem numai noi. Pentru că acest material se va modifica în funcție de ceea ce spuneți dumneavoastră. Și de ceea ce se va spune în țară, de ceea ce vor spune sindicatele, de ceea ce vor spune patronatele. Pe de altă parte, noi suntem un grup independent, nu suntem angajați politic și atunci demersul nostru, cred eu, capătă mai multă legitimitate pentru că noi dorim să avem o legătură instituțională cu un guvern care aplică politici liberale. Asta ne interesează pe noi, să fie aplicate politici liberale.